forțele de ordine continuă acțiunile de prevenire și limitare a infectării cu virusul COVID-19. Pentru prevenirea și limitarea îmbolnăvirilor cu noul coronavirus, la nivelul județului Călăraș au fost desfășurate în zone aglomerate, centre comerciale, piețe, mijloace de transport în comun și terase, acțiuni de verificare a respectării măsurilor de protecție sanitară pentru a proteja sănătatea cetățenilor și pentru a nu permite desfășurarea unor activități care ar duce la creșterea numărului de infectări. La activitățile desfășurate au participat aproximativ 177 de polițiști, jandarmi, polițiști locali, pompieri, precum și reprezentanți ai Direcției Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor. În urma activităților desfășurate, la nivelul județului călăraș, echipele mixte au efectuat controle la 317 societăți comerciale. Totodată au fost aplicate 307 sancțiuni contravenționale, dintre care 215 pentru nerespectarea măsurilor de protecție individuală, una pentru nerespectarea măsurilor privind carantinarea, izolarea, 66 de sancțiuni privind circulația pe drumurile publice, 23 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice și două la alte acte normative. De asemenea, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Călaraș sunt la datorie pentru verificarea modalității de respectare a noilor restricții. De la începutul acestei săptămâni au intrat în vigoare noile măsuri restrictive. Toate persoanele cu vârstă peste 5 ani sunt obligate să poarte mască de protecție peste nas și gură, atât în spațiile închise cât și în spațiile deschise. Toți elevii din țară vor studia exclusiv online pentru următoarele 30 de zile se interzic orice fel de sărbători, aniversări, petreceri, onomastici, inclusiv nunți, botezuri, indiferent dacă sunt în aer liber sau în casă, în public sau în privat. Toate magazinele, cu excepția benzinăriilor, farmaciilor, plus cei care au livrări la domiciliu, se vor închide la ora 21 și se pot deschide la ora 5 dimineața. Se interzice circulația persoanelor în afara locuinței în intervalul orar 23-5 dimineața, cu câteva excepții. Pentru verificarea motivului deplasării, persoanele sunt obligate să prezinte la cererea personalului autorităților abilitate o declarație pe propria răspundere completată în prealabil. Se suspendă activitatea piețelor agroalimentare în spații închise, târgurilor, bâlciurilor, piețe mixte și volante și a ciocurilor. Se permite activitatea piețelor agroalimentare ce se pot organiza în zone publice deschise. Pentru angajatorii din sistemul privat, autoritățile și instituțiile publice centrale și locale, indiferent de modul de finanțare și subordonare, precum și regiile autonome, și societățile la care capitalul social este deținut integral sau majoritar de stat, ori de unitate administrativ-teritorială cu un număr mai mare de 50 de salariați, este instituită obligația organizării programului de lucru în regim telemuncă sau muncă la domiciliu în condițiile legii. În situația în care nu se poate desfășura activitatea de către salariat în regim de telemuncă sau muncă la domiciliu, în vederea evitării aglomerării transportului public local, instituțiile și operatorii economici publici și privați organizează programul de lucru astfel încât personalul să fie împărțit în grupe care să înceapă respectiv să termine activitatea la o diferență de cel puțin o oră. Cafenelele, restaurantele, barurile, pizzeriile sunt închise în interior, iar terasele deschise în aer liber vor funcționa cu asigurarea unei distanțe de minimum 2 metri între mese și participarea maximum 6 persoane la o masă, dacă sunt din familii diferite, și cu respectarea măsurilor de protecție sanitară.